În concluzie, cum ne antrenăm creierul pentru performanță? În primul rând, ar trebui să alocăm un prim plan și să știm că, de fapt, e nevoie de un program, e nevoie de timp și, într-adevăr, e nevoie de consilierea și sprijinul unui specialist în această privință. Și aici partea de mental coaching poate să ajute foarte mult. E ceea ce facem noi, ce facem inclusiv la nivel sportiv și cu echipele naționale, cu sportivi din toate sporturile pe care îi ajutăm să-și internalizeze principii și rutine, da, mentale care să îi ducă către performanța sportivă. Care ar fi această rutină? Cum ar trebui omul să-și construiască ziua și... Pornind de la foarte multe biografii și foarte multă cercetare în această zonă a psihologiei performanței, se constată că oamenii care chiar au succes, și nu vorbesc doar în sport, în business, în viața personală, politică sau în alte domenii medicale, poate, au o anumite ritualuri, le spunem mai mult, noi le spunem rutine în zona noastră, ritualuri care de fapt sunt foarte bine internalizate, dar sunt ritualuri bune, lucruri care îi ajută inclusiv de dimineață. Și dacă vorbim de zona sportivă, foarte mulți vorbesc că dacă vrei să fii un campion, tu trebuie să, nu doar să te antrenezi ca un campion, tu trebuie să dormi ca un campion, tu trebuie să te hrănești ca un campion, tu trebuie să stabilești relațiile cu ceilalți, că sunt oameni apropiați sau mai depărtați, tot ca un campion. Deci toate lucrurile pe care trebuie să le facem trebuie să se înscrie într-o anumită arie de performanță. Pentru că așa, cum am spune, anumite rutine, anumite ritualuri, anumite soluții pot fi mai bune sau mai rele. Și noi căutăm de fiecare dată o soluție personalizată, pentru că fiecare are anumit stil de personalitate și se-i potrivește mai bine altceva, și îl ajutăm pe omul respectiv să-și găsească propria lui soluție, aia care îi se potrivește cel mai bine, și din palierul de soluții care sunt, să zicem, cele mai cunoscute și care deja și-au arătat valabilitatea. Deci în zona asta oamenii trebuie să învețe că, de exemplu, dimineața e foarte important cum îți începi ziua. Sunt foarte mulți oameni care își încep ziua, să zicem, cu o rutină proastă și asta se repercutează asupra întregii zile. Și o să vă dau un scurt exemplu. Cum se trezesc, ei nu și-au nicio clipă de liniște, ei se trezesc în stres. Aoleu, cât e ceasul? Întârzii, mă grăbesc, întârzii acolo, întârzii la job, nu reușesc să fac nu mai știu ce alte lucruri pe care... Deci cumva deja un boom de adrenalină, cortizon, direct, exact. Da, și culmea este că toată ziua se duce în această manieră, pentru că ei sunt ca într-o bulgăre de zăpadă care se tot rostogolește de-a lungul zilei și ei parcă tot timpul nu au timp. Și atunci e foarte important să vadă că oamenii de succes au o altă rutină. Când se trezesc dimineața, ei se trezesc și încearcă să rămână într-o zonă de serenitate, într-o zonă liniștită și nu se aruncă, intră atât de ușor în zi, cum spunem. Da? Își iau un timp. Ori meditează, ori se roagă, ori rememorează lucrurile pe care vor să le facă în ziua respectivă, dar cu o manieră foarte pozitivă. Și apoi încep efectiv să le facă. Și astfel ei nu intră în bucla asta a lipsei de timp și a lipsei de energie, ci o iau pas cu pas, cu o vizualizare și cu o încredere că toate lucrurile astea se vor așeza, lucrurile se vor întâmpla exact cum își doresc. Ceea ce se și întâmplă, de-aia au și succes. Cam cum ar fi acest exercițiu de vizualizare? Ce anume, dacă ai putea să ne dai așa niște microsecvențe, care ar fi programul ideal, cam cât timp să fie acordat, așa, cât e, 2 minute, 5 minute, ce fel de imagini? Ce înseamnă vizualizarea până la urmă, că poate mulți sunt mai multe, de exemplu Oprah, pe care o știm toți, da? Are un program și un ritual de rugăciune. Da? Tony Robbins, un guru în zona
aceasta dezvoltării personale, da? El merge foarte mult pe această tehnică a afirmațiilor și a vizualizărilor pozitive, repetându-și anumite lucruri, de exemplu, sunt sănătos, sunt în flux, toate afirmațiile la prezent, care nu fac altceva decât să dea creierului acel reinforcement și acea încredere și acel boost de liniște și încredere că toate lucrurile sunt în control. Că de fapt aici este jocul nostru, de a ne ține creierul în control, să nu simtă că intră într-o zonă de panică, pentru că atunci este ca un cal nărăvaș care se duce în toate direcțiile și nu mai putem stăpâni. Și atunci e foarte important să-ți crezi fix rutina care ți se potrivește. Dacă ești o persoană religioasă, rugăciunea te ajută foarte mult. Dacă ești o persoană, să zicem, spirituală, partea asta de meditație te ajută foarte mult. Dacă ești o persoană care ești mult mai axată pe realitate, poți să mergi pe această zonă psihologică de afirmații pozitive, de imagini pozitive, în care te vezi liniștit, de succes, vezi toate lucrurile cum le îndeplinești foarte bine, da, primești valorizare, primești lucrurile care ți se potrivesc. Unii își scriu dimineața, da, într-un carnețel toate aceste lucruri, reafirmând creierul. Este, pentru cei care cunosc zona calculatorilor, este ca și când dăm reboot la calculator. Când deschidem calculatorul prima oară, ați observat că ia ceva timp până își încarcă toate programele. Creierul este fix această materializare, putem să o vedem foarte ușor în modul de funcționare a unui calculator. Același lucru își face și creierul nostru. Dimineața când se trezește, toate rutinele, toate lucrurile care le știe despre el, le reactualizează. Exact ca și calculatorul, când tot rulează programe și apoi este bun de lucru. Da? Și are nevoie de foarte multe secunde, un minut poate, să-și încarce toate programele. La fel și creierul nostru. Ăla e momentul oportun să introducem exact ceea ce vrem. Da? Lucrurile pe care vrem. Da? Sunt sănătos, sunt calm, sunt liniștit, sunt inteligent. Astăzi voi să rezolv toate lucrurile eficient. Astăzi sunt, da, toate aspectele care țin de prezent. Pentru că, bine, cum știi, creierul este axat doar pe prezent. Sunt multe trucuri care le face ca să se poată gândi la trecut și prezent, la viitor, dar totul se întâmplă la nivelul ăsta al prezentului, că el nu știe altceva. Până aici și acum. Deci atenția focusată foarte mult pe ce facem acum, pe ce este prezent, pe cum ne simțim, pe conștientizarea senzațiilor, a trăirilor, a gândurilor. Foarte mare importanță la această igienă mentală și emoțională și la obiceiurile pe care le cultivăm zi de zi pentru a ne antrena mintea pentru succes, pentru sănătate, pentru eficiență, ieșind din starea de stres, din agitație, din nervozitate, din iritabilitate, care produc acest cocktail hormonal foarte nociv prin care ne otrăvim corpul. Încă e un lucru interesant, pentru că ai amintit toate lucrurile astea, vreau să le aduc din zona de performanță. Oamenii cred că dacă se agită, dacă se precipită, reușesc să rezolve lucrurile mai repede și mai bine. Sportul de performanță contrazice total lucrul ăsta și asta contrazice și rezultatele acțiunilor lor. Pentru că în sportul de performanță, cei care sunt la un nivel de stres real, în care trebuie să performeze, să îndeplinească o rutină de mișcări ca un gimnast care trebuie să facă exact succesiunea care trebuie a mișcărilor ca exercițiul să iasă foarte bine, el o face dintr-o stare de calm și de liniște. În momentul când iese din starea respectivă și devine agitat și mintea îi funge în altă parte, toate lucrurile astea se duc, tot ce a pregătit se duce de râpă. Și atunci, cea mai bună atitudine, cea mai bună manieră în care oamenii poate să rezolve lucrurile și să aibă succes, este să-și construiască această stare mentală de liniște, calm, încredere, pentru că doar de aici poate să vină soluțiile creative, doar de aici poate să vină energia. În momentul când intră în această stare și se agită crezând că fac mai mult și mai bine, se înșeală amarnic. Ok. Ce alte exerciții, poate în plan fizic sau altceva ar mai putea face ca să își cultive această stare de bine? Păi, dacă ținem cont că noi ca oameni funcționăm pe 5 paliere, fizic,
mental, emoțional, social, relațional aici și partea, să zicem, spirituală, fiecare cum o concepe, mai religioasă sau într-o zonă, să zicem, doar psihologică despre lume și despre viață, noi de fiecare dată trebuie să ținem cont că ele toate trebuie să fie aduse în armonie. Și atunci, inclusiv dimineața, putem să avem mici mișcări de stretching. Noi nu trebuie să mergem la sală, nu trebuie să alergăm kilometri, să alergăm 15.000 de ture de parc, ci trebuie să ne facem o mică intrare în zi, astfel încât fiecare palier fizic, mental, emoțional, social, spiritual, să poată fi pus cumva în mișcare, astfel încât în timpul zilei ele să vină cumva de la sine și să se ridice la nivelul de maxim și de potențial pe care l-au. Și atunci, mici exerciții de stretching, de întindere, care nu fac altceva decât să miște energia, cum ar fi așa acele exerciții, da, din practicile spirituale, qigong sau alte lucruri, acel dans de viață lungă al chinezilor pe care îl vedem și care ne mirăm că bătrân de 80-90 de ani îl practică prin parcurile lor, sunt lucruri de a începe și de a mișca energia prin corpul nostru. Și atunci apare și starea de bine. Da? Pe baza acestei stări de bine poți să construiești foarte mult. Da? Avem nevoie de o stare de bine și fizică, și emoțională, și mentală, astfel încât lucrurile pe care ni le dorim de la viață să putem să le obținem. Cu o stare de tensiune în minte, niciodată nu poți să reușești să aduci corpul în echilibru. Corpul te poate ajuta doar ca o mașinărie și atunci e important ca cel care coordonează creierul să fie într-o stare bună ca să se poată duce apoi în straturile mai profunde, în zona emoțională și apoi în zona fizică. Rețineți, important, nu e nevoie de foarte multă mișcare, de foarte multă agitație mentală, fizică pentru a obține rezultate, ci de doza potrivită pentru noi. Să ne observăm, să vedem ce are eficiență pentru noi și ce anume ne schimbă cu adevărat starea și de sănătate corpului, fără să exagerăm cu stresul fizic, pentru că mulți, după ce descoperă eventual că s-au îngreșat în pandemie sau chiar și înainte, intră în a face programe cât mai dificile la sală sau în altă parte, în a stresa din nou corpul, după ce înainte stresul era foarte mult mental, se transformă în stres corporal și de fapt este încă o încărcare, încă o epuizare la alt nivel. Ce poți să ne mai spui apropo de acest echilibru între activitate mentală, activitate fizică și cum pot fi ele îmbinate cât mai armonios și dozele potrivite ca să fie această stare de bine, de sănătate și de armonie între cele două instanțe, psihică și fizică, fiziologică? Cum bine ai spus, oamenii funcționează pe baza acestor ultimatumuri sau acestor situații excepționale, când constată, ori prin analize medicale, ori printr-o evidență de asta, când cineva le spune, nu știu, te-ai îngrășat sau habar n-am ce mai le spune sau analizele le arată că e o problemă serioasă, în clipa aia intră în trepidații și încearcă să facă lucruri ce n-au putut să facă ani de zile ca și practică și ca rutină și încearcă să facă, cum spune românul, să îngrașe porcul în ajun și să facă lucruri într-un forcing, ceva foarte greu, cum bine ai spus, stresând inclusiv corpul. El nefiind pregătit pentru așa ceva, sunt oameni care își cumpără echipament sportiv, gata, de mâine alerg, își programează să alerge nu știu cât, dar hai reușesc o zi, dar foarte curând renunță pentru că și-au dus corpul cumva la epuizare, pentru că el și corpul nostru este obișnuit nu cu revoluții, ci cu evoluții, da? De-aia sportivul de performanță se antrenează zilnic. Dacă ar fi vorba doar de talent, ai zice, are talent, vine la un meci sau la o competiție, i-a dat pe toți pe spate. Nu! Sportivul de performanță se antrenează zilnic, își antrenează toate abilitățile fizice să poată să facă față și să internalizeze la nivel și mental și fizic, corporal, aceste lucruri. La fel și un om obișnuit, el trebuie să ia încetul cu încetul, zilnic să facă câte ceva. Nu să facă, da, să stea la sală 5 ore și gata, a recuperat tot ce s-a întâmplat. La fel cum știm cu și somnul. Da? Somnul nu se mai recuperează. Damage-ul pe care l-a creat sau perioadele de nesomn și de insomnii și de toate problemele de agitație mentală sunt irecuperabile. Adică neuronii care au murit sunt buni morți. Da?
Chiar dacă sunt alte celule gliale care mai preiau la anumit moment chestiile astea, anumite funcționalități cerebrale, noi vorbim de un impact dramatic asupra creierului. De aceea trebuie să avem grijă de fiecare aspect și să nu neglijăm, să zicem, lasă că dorm în weekend, derup, dorm 12 ore și recuperez și n-am dormit toată săptămâna. Dar e foarte important să avem un anumit program și să consultăm, bineînțeles, și specialiștii, că nu degeaba am studiat și noi și lucrăm de atâta timp, și să încerce să afle și să lucreze cu ei pe parte de nutriție, pe parte de mental coaching sau pe partea unui psiholog, astfel încât să poată să-și ia informațiile și să creeze un program foarte personalizat pentru ei, în care să fie pregătiți pentru o evoluție, nu pentru revoluția de pe azi pe mâine. Rețineți, nu revoluții, ci evoluții. Program cât mai echilibrat, bine construit, astfel încât să progresăm gradat, câte un pic, câte un pic, treaptă cu treaptă, pas cu pas, pentru a ajunge la acel nivel optim, la acel program care să ne dea echilibru, să ne dea armonie, să ne dea sănătate și să ieșim din agitație, anxietate, care duc la nevroză, la boli, care se pot chiar croniciza și ne scad imunitatea, ne expun la acțiunea nocivă a bacteriilor, a virusurilor, și cu cât ne cultivăm acest stil de viață sănătos, cu atât mai mare este și imunitatea corpului și rezistența față de toți acești agenți nocivi din mediu, iar corpul nostru va putea răspunde mult mai eficient, fiziologia corpului este antrenată pentru a face față mult mai bine tuturor acestor agenți stresori din exterior pe care nu-i putem controla, dar putem să ne controlăm propriile gânduri, emoții, acțiuni, astfel încât să fim cât mai puternici, rezistenți și să avem și reziliență mentală și emoțională. Despre reziliență ne pot spune ceva, este un termen poate nu foarte cunoscut, mai modern, a venit mai nou în psihologie, dar foarte important, mai ales pentru vremurile pe care le trăim, cu toate crizele și schimbările de stil de viață care ne-au fost impuse și ne creează dificultăți în plus în a ne adapta la această nouă realitate și această modalitate diferită de a ne trăi viața mult mai mult de acasă, mult mai restricționați, cu mai puțină socializare. Asta cred că e un subiect care merită tratat separat, care cred că este absolut de actualitate și chiar ți-a sugerat să faci o emisiune specială pentru cultivarea rezilienței în această perioadă foarte dificilă, cu niște schimbări dramatice pe care, din păcate, oamenii obișnuiți nu le percep. Eu sunt surprins de lucrul ăsta, pentru că cumva, bineînțeles, la nivel social și politic, ni se tot transmite că o să apară această nouă normalitate. Da, și că ne pregătim de o normalitate. Cred că suntem cu toții convinși că tot ce a fost înainte de această pandemie nu o să mai revină niciodată și că totul s-a schimbat și la nivelul social și de sănătate și politic și economic. Da? Și cred că oamenii ar trebui să învețe încă de acum cum să facă față și cum să reziste acestor schimbări care se vor ține lanț sau unele sunt chiar subtile care se desfășoară, și ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că până acum, da, oamenii aveau un anumit stil de viață, da, mergeau la serviciu, copiii mergeau la școală, se întorceau, copiii își făceau cu bunicii sau cu rămâneau la un after school să-și facă lecțiile, se reîntâlneau acasă, mai stăteau ceva de vorbă, mai ieșeau în parc, mâncau, fiecare își făcea lecțiile sau cineva la televizor și era un anumit stil de viață. Acum sunt în aceeași casă, clai peste grămadă, muncind, da, copiii care sunt pe un calculator făcându-și aceste lecții și ore online, părinții sunt în call-uri și în lucru online de acasă, bunicii sau persoanele care îi ajutau sunt excluse din familie pentru că cresc riscul și atunci sunt depărtate.
deja toate lucrurile se schimbă și toate lucrurile care aveau o anumită dinamică este efectiv dată peste cap și oamenii cumva subtil o percep. Unic mai dramatic într-adevăr și îi regăsim venind și cerând ajutor și cerând consultanță psihologică, alții încercând să ducă pe picioare aceste lucruri. Din păcate, această erodare o să aibă impact dramatic, cred că, în următoarea perioadă, în următorii ani, pentru că toate aceste facturi din punct de vedere fizic, da, fără mișcare, fără contacte sociale, da, foarte reduse, fără o zonă emoțională pe care o schimbam din relațiile cu ceilalți și emoții, da, suntem tot timpul doar sub stare de asediu, după cum știți, suntem tot timpul doar în stare de criză, în stare de asediu, stare de carantinare, ceea ce creează un stres pe toate palierele. Și atunci oamenii trebuie să învețe să facă acestor schimbări față și să facă bine față, pentru că altfel vom fi într-o situație în care vom ceda pur și simplu cu totul. S-a constatat, sunt deja statistici, că, cum spuneam, a crescut foarte mult numărul de nevroze, de nivel de anxietate, atacuri de panică, depresie, foarte multe tulburări psihologice și fiziologice care pot conduce la boală, deci încurajarea la apera la experți, la consilieri, la psihologi, la coach care să vă ajute în a vă antrena mental și emoțional ca să faceți față acestei stări de criză, acestor schimbări care au venit și continuă să vină, acestei stări de nesiguranță, de lipsă de predictibilitate aproape totală a ce ne așteaptă, a ceea ce urmează să se întâmple, schimbări foarte dramatice în stilul nostru de viață, care trebuie să ne ducă către o alt fel de dietă mentală, acțională, să fim cât mai pregătiți pentru noile stresuri, pentru această nesiguranță și criză continuă, lipsită de așezare, de stabilitate, pe care structurile noastre le caută, le doresc și acum sunt mult mai greu de obținut, și atunci nivelul nostru de antrenament mental și de reziliență emoțională sunt mult mai importante și e important să fie cultivate. Ne poate susține platforma anumită brainiq.ro, o căutați www.brainiq.ro. Am spus, este o platformă care ajută atât copiii cât și adulții de a-și păstra sau și-a-și dezvolta, în cazul copiilor, strategii mult mai bune de rezolvare de probleme, de a-și păstra creierul fluid, de a-și păstra creierul proaspăt, de a-și păstra creierul într-un fel la capacitate maximă, dezvoltându-i toate fibrele acelea musculare, cum am spus, creierul este un mușchi, el va fi foarte pregătit să facă față, astfel încât copiii la nivel școlar să poată să învețe mai repede, pentru că prin platformă noi ei vor să exerseze tehnici de memorare, da? Deci cel mai important este să exersăm și să facem lucrurile cum trebuie. Mulțumim, Silviu Ioniță, a fost alături de noi, psiholog sportiv, mental coach al echipei naționale de fotbal. Ne-a dat foarte multe sfaturi prețioase pentru cum să facem față la ce trăim acum și cum să trăim o viață care să ne ducă la sănătate, la echilibru și armonie. Vă mulțumim mult pentru atenția voastră și ne revedem în curând cu altă emisiune care să vă ofere alte resurse valoroase pentru o viață cât mai bună, cultivând starea de bine. La revedere! La revedere!